urmă cu, cu puțin timp. Până la urmă, frățioare, am avut și o bucurie. Până de faptul că sunt cumva semi-coleg chiar de redacție cu oamenii de acolo, pentru că împreună cu prietenul Cristi Brancu... Bă, deci nu mai zic mă că am etichetă pe mână aici. Ai etichetă. Ai etichetă. Împreună cu prietenul Cristi Brancu voi realiza o emisiune care sperăm noi că o să vă placă. Se numește Dosarele VIP. Dezgropăm niște cazuri frumoase din urmă cu 20 de ani. Adică cine se combina pe atunci, ce spuneau ei pe atunci, cum a evoluat viața lor. Dosarele VIP se numește emisiunea, duminica de la 5 la 7, deci pe lângă faptul că sunt așa semicoleg, mă bucur că le-am băgat panica ălora de la CNEA, că făceam, o să aveți capatos de dimineață până seara, adică frățioare, am devenit un fel de baubau pentru o adunătură de ipocriți care ar fi foarte potriviți să șadă la noi aici pe canapea, pentru că o ședință CNEA nu se deosebește cu nimic de o emisiune de-aia urâtă de care facem noi aici. Deci, de fapt, i-am și invitat cu ultima ocazie cu care am fost acolo să mă amendeze, că acolo nu te duci decât să te amendezi. Adică vor ei să te asculte, vezi, Doamne, să vezi, să spui și tu argumentul, să zici și tu, bă, de ce ai făcut asta? Nu ne interesează. Aiurea, da, îți dă, dă cu milioanele. Vrea să-ți tragă și le-am zis, Doamne, dar vă comportați ca la mine în emisiune. Eu mă simt ca acasă, așa că vă invit. Ei s-au speriat de treaba asta, n-au avut ce să facă, au trebuit să dea licența pentru Antena 2. Și dacă o să fie capat de nează până seară, ce? Asta e, supradoză. E lider seara aici, așa că ar fi bine să fie și Antena 2 lideră, nu? De dimineață până seara. Corect. De fapt, asta i-a speriat pe ei. Bă, nu cumva o să devină ea lider? Aolică, ce ne facem? Și o să atace televiziunile de știri, știm noi care, una cu R, cu TV. Mă rog, știi? Dar ce ne facem? Vine ea peste noi, ne încalcă în picioare. Că au mai făcut-o. Și cu turcii, și cu ungurii, și cu românii. Mă rog, deci felicitări colegilor noștri, sănătate multă, viață lungă. Noi suntem.